Mă rog. În primul rând, trebuie să fac o considerație. Ați văzut de câte ori DNA sau ANI spune ceva sau anchetează vreun membru PSD sau alt partid, cei de la USR s-ar foarte bucuroși să se facă dreptate la pușcărie, pleacă din politică. Când e vorba de un membru USR, e neclar să vedem, de fapt, DNA-ul și ANI sunt instrumentele politice ale PSD și așa mai departe. Ca să, asta ca să o spun de la început. Acum, ca să revenim la acest caz. Da, toată lumea știe că a fost o perioadă foarte netransparentă, acea perioadă a pandemiei. O perioadă în care nu s-a comunicat foarte clar. Ba era nevoie de insolete, ba de măști, de nu știu de care. PSD-ul stătea la cutie în perioada respectivă. De sute de milioane. Deci achiziția inițială a României a fost pentru peste 100 de milioane de vaccinuri. Ulterior, și știu asta de la domnul Rafila, s-au făcut eforturi pentru a nu se cumpăra la ce se angajează România și s-a renunțat la câteva zeci de milioane ca să rămână doar cele 50 de care... Deci nu s-au achiziționat cele 100 de milioane despre care vorbește DNA-ul. Exact. Și atunci de ce vorbește DNA-ul de 100 de milioane dacă nu s-au plătit? S-au plătit? România s-a angajat atunci, în acel moment, cu Sorin Câțu, prim-ministru, Dan Barna, coordonatorul vaccinării, vicepremier Voiculescu și după aia doamna Mihailă, miniștri de Sănătate, s-a angajat să cumpere peste 100 de milioane de vaccinuri. Ulterior... Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dacă mă lăsați să termin... Da, domnul Vâlceanu vă dea niște exemple foarte concrete din document, adică nu e o părere adânsă. Eu am documentul în față și spune domnul Rafila, nu e. Deci nu știu ce v-a spus dumneavoastră. Dăm mai puțin și după aia continuați, nu vă mai întrerup. Domnul Rafila spune și nu spun eu. Și doamna Prună, da. Uite, da. Spune. Eu nu, eu vă citesc. Eu, gândiți-vă că e domnul Rafila în studio și vă spune. Vă citează din domnul Rafila acum. Eu citesc din domnul Rafila. Astfel, pentru perioada decembrie 2023, România a contractat o cantitate totală de 87.178.462 de doze. Deci nu știu despre ce sute de milioane vorbiți și despre ce a renunțat domnul Rafila, pentru că domnul Rafila dânsul spune aici că asta e cantitatea totală. Ok, pot să termin acum ce... Vă rog, domnul Popescu, vă rog. Am spus că s-a intenționat achiziționarea a aproximativ 100 de milioane. Nu am datele exacte, n-am fost în... Da. Dar prin efortul domnului Rafila s-a renunțat la final la aducerea în țară a unor zeci de milioane de doze. Ceea ce a confirmat practic și domnul Vâlceanu prin ce a spus mai devreme. Am confirmat că au fost comandate 87, n-a fost o intenție de 100. Păi nu, da. Am înțeles. Așa. Ok, 87 în loc de 100 și au rămas 50, deci m-am spus câteva zeci de milioane care nu au mai venit, dar fusese în acel moment achiziționate. Deci a fost o perioadă foarte puțin transparentă. Aș face o adăugire la ce v-a spus domnul Vâlceanu, care printre rânduri ne-a spus adevărul, dar nu l-a subliniat. Deci Comisia Europeană a făcut un contract prin care noi aveam acces la până la 4.3% din vaccinurile pentru Europa. Dar nu ne obliga nimeni să le luăm pe toate. Dom'le, e mai mult decât atât. Deci fiecare stat membru al Uniunii Europene avea 5 zile la dispoziție de la notificarea privind numărul de vaccinuri alocate să accepte sau nu. Exact. Deci contractul... Deci guvernul României e cel care a vrut numărul ăsta de vaccinuri. Că degeaba a negociat Comisia Europeană pentru România 100 de milioane de vaccinuri, guvernul României avea 5 zile la dispoziție să spună nu 100 de milioane. Vreau doar 10 milioane. 10 milioane, 20 de milioane. Cumpăr, uite, și pentru Basarabeni, cumpăr pentru Coreea de Sud, cu care înțeleg, e una dintre puținele țări cu care am avut un schimb corect. Noi am dat Coreei de Sud vaccinuri, dar Coreea de Sud ne-a dat nouă aparatură medicală. Da. Nu știu Bangladesh ce ne-a dat, Libia ce ne-a dat. La alte țări. Da. Să termin și eu. Vă rog. De alte vaccinuri le-am dat la 10% din preț, doar ca să le dăm pentru că n-aveam ce face cu ele. Unele au și expirat, deci nu s-a mai luat nimic. Unele le-am dat cadou pentru că erau țări care oricum nu aveau posibilitățile de a le plăti și oricum nu mai aveam ce face cu ele, pentru că, da, într-adevăr, s-au cumpărat mai multe decât era nevoie. Toată lumea este de acord astăzi că s-au cumpărat mai multe de câte era nevoie. Toată lumea știa și în 2020... Dovada că ne expiră în țară vaccinurile și că a trebuit să împărțim în toată lumea, e clar că am luat mai multe decât e nevoie. 5 milioane de români care apar în actele din România nu stau în țară, stau în Franța, Italia, da. Anglia, Spania, etc. Deci
Deci noi, real, în țară, eram mult mai puțini. Doamna Prudu, poate toată fi... Lumea știe, vă rog. Toată lumea știe că în acele momente, eu am fost viceprimar o mare parte din această pandemie, s-au făcut foarte multe eforturi, mai mult decât era normal, inclusiv după ce am plecat de la primărie. Păi, vă spun, în sectorul 2 venea domnul Barna cu primarul de la 2, îmbrăcat în halate de doctori, și făceau propagandă ca să se vaccineze lumea. Le dădeau mici pentru vaccinuri. Păi de ce faceau acest lucru? Erau ca să se vaccineze lumea. Stați o secundă, că aici implicați, numai o secundă, domnul Popescu, numai o secundă, că trebuie să discutăm o nuanță importantă. Dumneavoastră considerați că vaccinarea, ca proces, ca intenție, avea ca scop unic vânzarea de cât mai multe vaccinuri? Păi nu, că erau cumpărate deja. Deci nu. Sau justificarea acestei achiziții? Să scape de ele. Ca să scape de ele. Deci vaccinarea nu avea un scop medical, spuneți dumneavoastră. Păi, nu avea un temei medical. Dacă avea un scop medical, trebuia să iasă medici să vorbească, nu politici. Au ieșit și medici, dar un pic, nu e chiar așa. Doamne, să iasă doar medici. În momentul în care tu, decizent politic, ieși în halat... Întrebarea mea a fost clară. Dumneavoastră considerați personal, dumneavoastră ca estimarea dumneavoastră, considerați că vaccinarea... Numai o secundă. Vaccinarea a avut ca scop doar justificarea acestei achiziții? Asta este estimarea dumneavoastră? Ca să înțeleg. Știu, dar era... Păi nu, nu știți. Cum erau, nu știți? Niște acțiuni inutile, nu știți ce credeți? Artificiale, făcute de niște politicieni. Hai să ne întoarcem la vaccinuri. Pe un domeniu pe care nu se pricepeau. Bun. Doamna Prună. Erau medici întâmplători. Am înțeles. Dar medicii au zis că trebuie să vaccineze toată populația. Stați o secundă, mai implicați medicii ca și când au atunci un punct de vedere. Mai mult. S-au luat măsuri. Timp și asta e o discuție paralelă. S-au luat măsuri care te cam forțau să te vaccinezi, că nu puteai să ieși din țară, nu puteai să faci anumite lucruri dacă nu te vaccinezi. Da, era nevoie de certificat verde ca să intri în primărie, de exemplu. Deci nu mai beneficiai de anumite servicii decât dacă... Da, am înțeles asta. Dar